Și după ce eu am plecat iar. Și să mă duc, să mă spun că am zis copiii mei, sufletul meu e jâț. Și am avut grijă de ei. Și a doua zi când m-am dus la valie și i-am zis domn primar, zic domn primar, zic vă rog frumos, vreau și eu să iau gura la copiii mei, că pentru că eu i-am crescut de mine și am stat și am chinuit cu ei la spital, pe acasă, i-am apărat de foc, de toate cele. Și acum aș vrea și pe ceilalți să vină frații mei acasă, că am 2 ani și termină 8 ani. Plec, cu dar și nu-i mai văd. Oricum toată viața mea aproape copilării am petrecut-o prin străini. Comuna Dănești din județul Vaslui, o familie se luptă de ani de zile pentru a-și recupera copiii luați cu forța de autorități. Iar problema cea mai mare este că de un an de zile nu reușesc să dea de unul din copiii luați de protecția copilului. Haideți să le aflăm povestea. Pe data de 17-2014, la orele 11:20 ziua, a venit domnul Toma Vasile și cu colegii lui de la protecția copilului. Aici cu jandarmării, cu mai mulți oameni din sistemul lor de acolo, copiii, 3 copii aveam la școală, pe spăitorul Petrică, spăitorul Dănuț și spăitorul Felicea. Erau la școală. Pe spăitorul Georgică și spăitorul Imarnela era acasă. Era micuț, avea un an și 8 luni. A venit, ne-a înconjurat casa, mi-a luat copiii din casă, o bagat în mașină. De cu ce motiv? O zis că din cauza că băiatul meu, spăitorul Alexandru Dănuț, s-a dus aici la un vecin să vede nucul și a luat un sac de nuci. Și a luat sacul de nuci și a făcut dosar penal pentru furt calificat. Și eu am zis, domnule, cum? Dar eu mai venit cu 2 săptămâni înainte și o zis să dau băietul la centru. Și băietul a început să plânge, avea 9 anișori. Și o zis, tată, nu mă dai la centru, cum să mă dai? Eu prima tale nu am mai făcut ca să mă dai. Și eu n-am vrut să dau copilul. Și atunci domnul Toma Vasile și cu niște doamne din sistem de aici, la protecția copilului Vaslui, o zis, nu dai copilul, să vezi că vin și ți iau pități. Eu nu ne-a venit să cred. O venit, ne-au conjurat casa, ne-au luat copiii de la școală, pe spăitorul Dănuț, pe băiatul mai mare, care a fost la centru de reeducare și reabilitare Felicia, nu l-au putut prinde, dar pe spăitorul Petrică și pe Lanti, pe spăitorul Marnela și pe spăitorul Felicia, mi-au prins și i-au dus. Acum, dacă băiatul nu l-au putut prinde, eu zis, dacă tu nu dai copilul, mi-a zis Toma Vasile, dacă tu nu dai copilul, te bag pe tine la complice, te bag și pe tine la pușcărie. Și pe data de 19 decembrie 2014 ne-am predat copilul la postul de poliție Dănești și ne-a dus copilul la un centru de reeducare și reabilitare Fălciu. Acolo băietul a fost maltratat, bătut. Nu mai spun că de acolo are 18 ani și dacă audi, nu mai vine copilul acasă. Am acte doviditoare și asta se poate spune. A fost bătut, maltratat și multe prostii și eu făcut la copilul meu, era copil minor. Așa. El când, la un moment dat, m-a chemat după 3 ani de zile. 3 ani de zile el a stat în sistem, după 3 ani de zile m-a chemat. O să veniți să luați copilul. Eu mă duc bucuros, am luat copilul de acolo. Doamna de la primărie, de la comuna Dănești, mi-a zis așa. Domnul spăitorul dumneavoastră, știți ce s-a întâmplat cu băietul la Fălciu? Nu. Am zis că poate au făcut iar voi isprafă pe acolo, s-au luat cu băieți, era ninoroșiți acolo, era, cum să vă spun eu, un și pe la ei, pe acasă, pe la doamna Apăvaloaie Mariana, șeful de sector acolo, de centru, așa. Școală nu a făcut nimic, școală nu a făcut nici o, are 5 clasă și are 18 ani. Și, nu știu, păi copilul dumneavoastră a fost violată. Doamne, a venit poliția de la Murgeni, de la secția de poliție Murgeni, a venit și m-a dus la medicina legală la Vaslui. A venit poliția, m-a dus acolo cu dus, așa a fost. Ai de mine. Mă duc la protecția copilului. Domnule, știți de cazul copilului meu? Nu. Dar eu a așteptat până când a ieșit la pensie domnul Armeanu, domnul director general Armeanu. Păi nu știu, noi nu știm asta, noi, eu știu ce s-a întâmplat cu copilul dumneavoastră, luați-o și o trageți la răspundere pe doamna Apăvaloaie Mariana, șefă de sistem de la Fălciu. Eu n-am avut putere, am avut și eu vacă, am avut cal, am avut oi, am avut cutare, am vândut tot. Mi-a zis doamna avocat de pe Bârlad, că am aici așa, și pe Bârlad și pe Iași, a spus, păi da, dacă matale n-ai bani, cum să te judici cu statul? Păi corp la corp nu scoate ochii, nu te teme matale, că matale nu câștigi nimic, aș copii niciodată nu ți-i dau. Nu ți-i dă statul. Cum să nu-mi dea copiii înapoi statul? Păi pe spăitorul Petrică și el a fost, la 4 familii, a fost bătut, el acum are început de diabet.
și fac cu dânsul. Nu a venit nimeni de la protecția copilului să mă întrebe cum merge copiii la școală, dacă sunt așa, așa. Ei au venit, ei au luat, dar unii au dus, nu știu. Mă am trei copii, spăitorul Georgică e la banca, în județul Vaslui, spăitorul Felicia e la Bârlad, dar spăitorul Marinela Elena nu știu nimic de un an de zile. Tachinez pe domnul Armeanu, pe domnul Buzatu. Omule, unii copilul, să-mi spui și nici că sunt tata copilului, să știu și eu. El ții până la 18 ani, da? Bine. Dar să văd unii mii copilul, să mă interesez de dânsul, să-l văd și eu, nu? Că mă doare sufletul, că am 7 copii. Și cum? Nu vrei să-mi spui. Domnul Cazacu, o spus, dar și am bani? Că dacă tu ceri bani de la mine la un năcăjăș, la un amărât, vai de capul meu, că n-am servici, n-am nică, trăiesc eu cu ajutorul social, cu hoții ăștia de la Comuna Dănești, că altfel nu mai poți să ne mai zici nica, că ești bandiți. Ei ne-au făcut figura cu copiii. I-am adus televiziuni. Și că văzut că dacă nu mă liniștesc și nu mă liniștesc, îmi face bucata ca să nu mai văd copiii. Definitiv. Îmi face în așa fel. Cu judecătoria de la, cu tribunalul de la Vaslui, n-am avut ce să fac. Că n-am avut sprijin. Eu de unul singur, cu ce, cu un suflet de femeie, nu pot. Dacă n-am sprijin, să mă sprijine, să mă învețe, să... Unde? Mă duc la primărie, nu zic și nimic. E domnul de la primărie. Nu, nu primar, uite așa, uite așa, uite așa. Poți să lase acolo că stau bine. Am fetița de 12 ani. O fetiță frumoasă, mândră. Și dacă, du-te și adu poza să o vadă, domnii, și dacă fata mea se întâmplă, ce i s-a întâmplat la băiatul meu, oare? Unii în inima mea. Că și spune, păi, dar nu-i copilul meu. E copilul ăla. La ce să mi-l aducă la 18 ani acasă? Ca să mi-l aducă, să-l, cum să vă spun eu, să mi-l aducă, poate, cu copil, copil cu copil? Eu nu pot așa ceva. Eu, dacă eu văd copilul meu, și dă Dumnezeu, și mă rog la bunul Dumnezeu să-mi aducă fata acasă, copiii acasă, că am două fete și un băiat, așa să-mi aducă acasă, eu pe fata mai mare vreau să ajung cu dânsa la un doctor să o controleze dacă mai este domnișoară sau nu mai este domnișoară, că dacă nu mai este domnișoară, atunci iară schimbăm foaia și trebuie, domnii din protecția copilului trebuie să răspundă de copilul ăsta care are diabet. O veni vă cineva de când l-am adus acasă de 3 ani de zile? Un avocat bun, tot prin puterea dumneavoastră, cu ajutorul bunului Dumnezeu, un avocat bun și să-l dau pe domnul Cazacu în judecată, precum când eu lua copiii și nu-mi dă voie să-mi văd copilașul. Și nu-mi dă voie să-i văd, să-i vizitez. Eu, un an de zile, nu-mi mai dă voie. Mă ducem de două ori pe lună, mă ducem la dânsii. De două ori pe lună mă ducem la dânsii, le ducem dulciuri, le ducem cu tare, le ducem cu tare. Putem, ne-au mutat de la Bârlad, ne-au dus pe la banca. Cum ai mutat sosetele? Care dă bani mai mulți? Cum ai luat eu câinile? Nu îl dau la vecinul. Dar uite încolo. Îl dau, vi-l dau dumneavoastră când dați bani mai mulți. Uite, cum ai acasă tu copii și să mai trebuiești ții copii? Și eu zic, domn primar, zic, vreau și să-i văd, că mi-e dor, pentru că să ieșesc din sufletul meu și am chinuit cu ei. Și eu zic, că nu te mai zbate așa, degeaba, curcum durii mei vezi acasă niciodată, definitiv. Și am venit acasă și când ai dat acasă am vrut să mă duc să mă spânzur și a venit poliția aici și eu am fugit încolo și m-a prins pe grădinile și ele și m-a dus înapoi. Și după ce am plecat, eu am plecat iar și să mă duc să mă spânzur, că am zis copiii mei, sufletul meu e jâț și am avut grijă de ei. Și a doua zi când m-am dus la vale și i-am zis domn primar, zic domn primar, zic, vă rog frumos, vreau și eu să iau gura la copiii mei, că pentru că eu i-am crescut de mine și am stat și am chinuit cu ei la spital, pe acasă, i-am apărat de foc, de toate cele. Și o zic, domn primar, zic, și du-te acasă, să vezi de treaba ta, curcum nu știi de copii niciodată, de venit la zi mei vezi acasă. Și vin acasă și zic lui bărbat, eu zic, eu de jos pe sus, că să nu mai duc la ușa lor, pentru că nu-i mai vedem acasă deloc. Și eu am început să plânge, m-am pus pe scări, acolo și am început să plânge. Și trecuse domn primar la deal și loc m-a bivat să le gândesc și nu mai zbateți așa voi tari. Stați să liniștiți, voi nu-i mai vedeți acasă. La ce vârstă ai plecat de aici? 9 ani sau 8 ani, parcă mă țin minte. Știu că eram la școală, pe mine eram la școală, eu, Dănuț și cu Felicia. Pe Dănuț nu reușit să-l prind, el a fugit. Am fugit și eu, dar la un moment dat m-a prins pe mine, că eu n-am avut, cum Dănuț era mai mare. Și pe mine m-a luat, în mașină era eu, Felice, Elena și Georgică. Mi-a dus și direct la familie, mi-a dat toate hainele jos și direct la familie mi-a dat. Eu am fost la Bârlada, la domnul Ciobotaru, care lucrează la protecție, și m-a ținut maxim, cred că 2 luni de zile sau 3 luni de zile. Și apoi au zis că te ducem înapoi la centru și peste o lună sau două vine să te luăm înapoi, că nu putem să mai ținem. M-am dus, am stat acolo un an
Și după am luat altă familie, acolo soțul, doamne, era tractorist, lucra pe tractoare, se pricepea. Și când venea, mă bătea, de mâncare îmi dădea la 1 și la 15, că ei mâncau mai mult mâncare bună. Eu mâncam, ba, burș, ei mâncau carne, na. Și când mâncau ei, eu stăteam afară. Și după aia am luat doamna Gina, o doamnă din Puiești, și am stat la dânsă maxim un an. Și după m-a luat tata acasă, a fost la proces. Doamna judecătoare mi-a spus pentru că tata n-are condiții ca să mă țină. Eu am zis că vreau să vin acasă și acum aș vrea și pe ceilalți să vină frații mei acasă. Că am 2 ani și termină 8-a. Plec. Cu dânsă nu-i mai văd. Oricum toată viața mea aproape copilării am petrecut-o prin străini. Fratele meu Dănuț acum mușește pe în Franța. Nici că el n-am apucat să mă joc. El acum, el încă mai are minte de copil, dar mușește pentru un ban, ca să poată să ajung ceva. Și acum vreau să termin și eu pe școala să ajung undeva. E greu, fără niciun ban, fără... E greu. Tata mă întrețin la școală. Dar vreau pe ceilalți, măcar să știu că mă joc măcar 2 ani cu ei. Anul ăsta, măcar un an să mă joc cu ei. Acum cum vrea Dumnezeu și oricum știu, tata ne-o zice, ne-o dat declarații. Nu pot să fac nimic, dar Dumnezeu e mare și să-i bat toți care ne-au făcut rău.